Bună ziua, doamnelor, domnilor, domnilor, multubiților și stimaților! Cred că a făcut de toate Ciprian. Ar trebui să fim cel puțin în momentul ăsta live pe Facebook, ci nu sunt sigur dacă mi-a dat și record la camera asta. Leșin de curiozitate. Să văd. În fine, uite-mă live pe Facebook! Este, sunt! Uite-mă! Care vrea să mă vadă? Sunt live pe Facebook. Dragilor și dragilor, s-a terminat, știți, sau în fine ați sesizat cu toții că am lipsit vreo două săptămâni. Nu e nicio noutate. Am vrut eu pentru că a început proiectul de campanie electorală și ca urmare, pentru că eu am gura abține, a trebuit să mă aud și anume să nu mai intru pe 24 de titluri de perioadă, ca să nu mă leg de oameni, da? Campania, regulile campaniilor electorale m-au obligat să stau liniștit. Și cum eu nu pot să stau liniștit, am preferat să stau deoparte, da? Nu pot să-mi țin gura, frate. Au fost niște candidați, dintre ei, vreo doi, serios, candidați, da? Aveam, nici acum nu pot să mă abțin foarte mult. Domnul Harabagiu, serios? Mai sunteți în continuare Romașcan? Da? Sau s-a făcut treaba și puteți să vă întoarceți la Piatra Neamț, la meseria de bază, cea de jurnalist? Mic sfat, prietenesc, amical, nu pot să spun colegi de breaslă, că eu am relativ puțină experiență, dar totuși îmi permit. Mai lăsați Dumnezeu ghilimelele alea, frate. M-ați omorât cu ghilimele. Știți cât de greu de urmărit un text în care trebuie să găsești de fiecare dată substratul? E fantastic de greu de urmărit. În fine, s-a încheiat campania electorală, s-a ales primarul, următorii 4 ani vom fi conduși de noul, vechiul, ex-ul, actual primar, da? Pentru că e primarii ăștia în perioada alegerilor sunt ca pisica lui Schrödinger. Sunt atât primari cât și neprimari în același timp, în funcție de decizia electoratului, da? Exact ca mâța lui Schrödinger. Și am uitat eu să întreb, mi-ai dat și rec sau sunt doar pe Facebook? Am vrea să știu că nu eram. Sunt profesioniști, cum era faza, sunt gentleman, ce... Da? Și am zis de tine chiar. Am zis, deci să poate cum, să... noi când facem teste, bă, nu ne jucăm. Așa, spuneam de primari, da? Că acum s-a terminat și pot să zic orice. Că primarii ăștia, la fel ca și pisica lui Schrödinger, au fost atât câștigători cât și perdanți în același timp, până când s-au numărat voturile. Uite, unii s-au culcat noaptea primari și s-au trezit perdanți. A, se vedea Clotilde Armand la primăria sectorului 1 la București. Pare foarte rău, am mai avut o experiență de genul ăsta. Mihaela Dragostea, abia am învins. Nu? Noi suntem români, nouă ne plac surprizele, da? De-aia ținem atât de mult la Crăciun. Sărbătoarea Crăciunului este sfântă pentru români, deci atunci vin cadourile. Nu, ne plac surprizele, da? Ne culcăm noaptea cu unul și ne trezim dimineața cu altul. Bine, nu eu nu mă culc cu... Oricum aș da-o, nu iese bine. s-o las deoparte, da? Când zisă neamțul să ținem alea mai în spate ca să fie și luminat, ai zis că nu, lasă să fie luminat în spatele lui. Da, mie îmi place, avem colegi, te descurcăm de aici, ne centrăm de cu capul, e bine. Și ca să mă întorc la primării și etc. etc. S-au culcat bucureștenii seara cu Clotilde Armand, mulți dintre ei chiar și-au fi dorit să se întâmple miracolul ăsta. Femeia este foarte măritată însă cu un matematician de succes și bănuiesc că na, cu ăla s-a culcat noaptea. Primăriță și cu 3% în fața următorului pe listă și s-a trezit neprimăriță, da? Schrödinger de dimineață până seara. Bucureștiul s-a transformat într-o capitală adevărat europeană roșie, de sus până jos, stânga, dreapta, în față, în spate, ca bărbierul din Sevilla. Tinerii au început să înjure că, bă, și PSD-ul, iară comuniști, vorbim de tineri care n-au ieșit să voteze, pentru că a fost frumos afară, a fost fain și grătarele sfârâiau bine, bine de tot, da? Mie îmi place că oamenii înjură, bă, n-a ieșit cine vreau eu să iasă, omule, nici n-a ieșit să votezi, adică, uite, eu am anunțat și mi-am anunțat intenția de a nu ieși să votez și chiar aveam intenția să vă spun tuturor că n-are rost.
Am ieșit, am votat, mi-am făcut datoria. Am umblat și prin niște secții de votare, am vorbit și cu unii și cu alții. Am văzut la cordon o schimbare așa, deodată. Am văzut tot la cordon un moșneguț de 100 de ani, ni l-au prezentat oamenii de acolo. Mă întreb de câte ori a votat omul ăla la viața lui. De 100 de ani, chiar serios. Și pe vremea lui Ceaușescu parcă se vota din când în când, nu? Adică votau ăia la București. Ha? 100-18. Minus 18? De ce minus 18? 18 am votat. Ah, da, minus 18, da, corect. Puf, ștampile, n-a prea merge. Corect. Deci am văzut un omuleț de 100 de ani care a ieșit totuși la vot. Nu este important cu cine a votat. Important este că omul ăla de 100 de ani și-a târât bătrânețile, bastonul, nora, strănepoții să-l ajute și a mers la vot. Da? Iar cei care se plâng că nu le-a ieșit cum trebuia să iasă, dar au stat acasă și au așteptat să voteze alții în locul lor, s-a terminat, în fine, campania asta. În multe locuri, campania a atins ridicolul. Modul în care s-a votat a atins ridicolul. La Baia Mare, actualul primar a câștigat din arest. Pentru că în România se poate, da? Să fii în arest și să câștigi totuși primăria. De ce nu? Pentru că e acolo, nu? Cineva trebuie să fie și la primăria. Și dacă tot n-avea punul în libertate... Cei de la justițiecurată.ro au publicat o hartă foarte frumoasă, interesantă, e frumoasă să te uiți la ea. E urâtă prin ce reprezintă și anume harta primarilor pătați într-un fel sau altul. Harta României în care primarii aleși de populație, de către populație, au cel puțin un dosar penal. Am deschis harta respectivă, nu mai vedeam efectiv geografia, adică granițele, atât de multe persoane ce sunt pe harta aia. Căutați, e pe Facebook, e pe internet, justițiecurată.ro, harta primarilor pătați. O să vă plictisiți de câți primari sunt. Băi, îmi puseze cineva o întrebare foarte faină zilele trecute. Neamțu, nu te supăra, ai văzut politician sărac? Și am stat și m-am gândit, bă, omule, nu. Poate pe Cernea. Da. Poate, nu-s convins. Ai văzut până acum politician sărac? Nu. Este? Dacă ar exista politicieni săraci, cum erau pe vremea divanelor ad hoc, unde venea și talpa țării să-și spună cuvântul, poate mai era ceva. Dar la modul serios, 700 de îmbuibați în Parlamentul României nu contează culoarea politică. Chiar nu contează. Sunt 700 de oameni care nu trag pentru noi. Că dacă ar trage pentru noi, am fi toți bogați. Da? Trag pentru... Intri sărac, mie îmi place la faza asta, de la primărie până sus, la președinție, da? Urmăriți prima declarație de avere a omului. Care fi el, că-i parlamentar, că-i... Etena, am început să primesc... Băi, apropo, să-mi tai sunetul, da? Ce-am făcut? Da, în fine, nu mă mai chinui că nu știu cum. Mi-am luat tabletă nouă, habar n-am ce să fac cu ea. Deci spuneam, de la primărie până la președinție, primele declarații ale oamenilor arată, primele declarații de avere, la începutul primului mandat, au un apartament, o dacie 1300, în general, cam pe asta se merge. Da, bă, dar lăsați-mă sufletul în pace, nu știți că la ora asta lucrez. Un apartament, o dacie 1300, un ceva teren la țară al nevestei sau al părinților, da? Trece un mandat. Vila la Sinaia. Vila pe malul mării. BMW de care o fi, da? BMW. Și rămâne întrebarea valabilă. Ați văzut politician sărac? Nu. De ce? Că nu trag pentru noi. Eu trag pentru ei. Dacă ar trage pentru noi, mă repet, am fi bogați cu toții. Bun. Și mi-am făcut datoria cetățenească civică să vă spun și vouă că politicienii sunt niște mârlani. Ok. Indiferent cine, vă rog tare mult, dacă îmi dați mesaje acum, mi le dați degeaba pentru că nu pot să le văd, nu știu cum să fac. Aș vrea, dar nu pot. Hai să intru și în muncă, da? Suntem în șapte, ți-ai găsit. Suntem în șapte, bre, lăsat, vai de mine! Rington, dă-le, jos cu toate. Aha!
Suntem în 7 iunie 2016, este prima ediție a 24 de titluri, nu știu cum se cheamă emisiunea asta, da? 24 de titluri, atât pe YouTube live, cât și pe Facebook live și în studioul ăsta. Live, live peste tot, live peste tot, neamțui peste tot, v-a intrat în cap deja, neamțup. Ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 7 iunie? Ce s-a întâmplat pe 7 iunie? Jacques Chirac învinge la alegerile prezidențiale din Franța. Foarte tare. Doi schiori norvegieni în 1990 au ajuns cu bine la Polul Nord fără câini. Sau alte mijloace de transport. Păi au mers pe jos, adică, da? Fără câini. Dacă aveau câini, ce făceau? Mulgeau sau cum se... În 1986, da, cum putem să trecem cu vederea cea mai mare realizare a fotbalului românesc vreodată, de altfel și ultima mare realizare a fotbalului românesc vreodată, hai Vasile, nu te întoarce. În 1986, echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată și ultima, dacă nu mă înșel, în istoria fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni. Eu eram viu, foarte vesel, stăteam în fața televizorului cu ochii belițiete atâta ca să-l văd pe Duc Adam apărând 4 penalturi la rând. Chestie care l-a propulsat pe om și în cartea recordurilor. Drept urmare, Partidul Comunist Român, prin persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu, președinte al României, secretar general al Partidului Comunist Român și comandant suprem al Forțelor Armate, le-a mulțumit în josul paginii de sport, ete atâta 5 rânduri, prin care se anunța că cea mai mare realizare a fotbalului românesc din istorie, chiar sub plenara partidului, puteți să vă aduceți aminte, da? Ete atâta, un articol de 5 rânduri prin care se anunța că Steaua București a câștigat această minunată cupă. Și dacă nu mă înșel, cei care au jucat în meciul respectiv au luat câte un aro. Sau ar fi trebuit să ia câte un aro. Da? Frumos, oricum românii au fost acolo, berea a curs în valuri, sămânța stuchetă în toate direcțiile. România, Romândia, Steaua București, da? Fără Gigi Becali pe vremea respectivă, câștiga Cupa Campionilor, aia mare, masivă, da? Hai că vă ziceți aminte. După 4 penalturi la rând apărate de Helmut Duc Adam, performanță unică în lume. Yay! Eu nu-s cu fotbalul, v-am mai zis. Bă, nu-mi place sportul ăsta deloc. Și când zic deloc, îmi plăcea într-o perioadă când se juca. Acum, dacă vreau să văd oameni căzând, mă uit la America Funniest Videos pe YouTube și râd acolo. N-am nevoie să văd 22 de oameni alergând pe un gazon care a costat milioane de euro, zeci de milioane, doar ca să cadă. E interesant, nu spun nu, dar ori de câte ori îl vezi pe unul căzând, parcă te încerci să te plictisești din ce în ce mai mult. Da? Omul cade odată, e amuzant, da? Poate și atinge scopul, cade două oară, a treia oară, cinci, bă, dar de câte ori mai stai și în picioare, frate, n-ai învățat în 7 ani cât ai stat acasă să stai pe picioarele tale, ai două lăboanțe, e așa de mari? Și nu ești în stare să te ții pe ele. Și mai ai și crampoane care să te țină în pământ. Și tu cazi din picioare. Că la asta se rezumă fotbalul în momentul ăsta. Oameni buni, vă promit eu că dau drumul și la chat. Dacă aș ști cum ca să vorbesc cu voi, că nu am idee cum să face. Așa, în 1987 a fost anunțată, tot pe 7 iunie, oficial extragerea primelor cantități de țiței din subsolul marin al platoului continental românesc al Mării Negre. În 1960 l-au ales rușii pe Brejnev în funcția de președinte al prezidiului, în locul mareșalului Voroșilov, da? Care la 79 de ani s-a retras din viața publică și din viață, probabil. Au fost înființate camerele de comerț și industrie în 1925. Foarte bine. Bun. Cine s-a născut? Trec repede prin astea, da? Cine s-a născut? Silvia Popovici, actriță română, la mulți ani. Ștefan Iureș, scriitor român, la mulți ani. Eva Peron, Don't cry for me, Argentina! Eva Peron, soția președintului Juan Peron, în 1919. You know that I always love you. Gary Cooper, actor american, a murit în 61, s-a născut în 1901. Bun, cine a murit? Repede. Patrick King. Băi, mă uit unde trebuie.
Sunt pe 7 iunie, nu? Cât de bou sunt! Da, mă uitam pe 7 mai, știați? N-are importanță, toate evenimentele astea au fost așa de importante încât au trecut pe lângă mine. Iunie, bre, nu mai! Eu mă uitam cu o lună în urmă! Bravo, Fogel! Ai făcut o treabă de a milioane! Deci nu, Steaua a câștigat luna trecută, da? Chiar vă întrebați, nu, bă, ăsta dă de luna trecută, nu. Mă uitam eu ca tâmpitul, da? Luna trecută. Vă rog tare mult, fantastic de deștept sunt. E, rămânem oricum și la sport, pe 7 iunie tura asta, da? Deci dacă v-ați simțit propulsați în trecut, să știți că nu v-ați simțit degeaba, chiar v-am citit eu după mai. De ce v-am citit mai, nu știu. Iolanda Balaș stabilește în 1958 la București recordul mondial la săritura înălțime. E clar că pauza asta nu mi-a prit deloc. Dar deloc. Iolanda Balaș a reușit să sară 1,78 de centimetri în înălțime în 1958. Mie nici dacă îmi puneți un chihuahua să-mi latere la fund în timp ce dorm, nu pot să sar atâta. Eu am aproape 90 de kg. N-arăt, dar am. Și nu reușesc să sar 30 de centimetri. Da? Toată lumea sare acum. Nu. 1,78 m a sărit femeia aia. Ca să știți ce înseamnă. În 1928 Vaticanul a devenit stat suveran. Mă uit unde trebuie. 7 iunie. Da? Mă uit bine tura asta. Jumate de emisiune s-a lăsat așa pe chestia asta, pe mai. Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii. În 1775. De-aia îmi trebuie chat, mă, că sunt sigur că oamenii mi-au scris pe Facebook. Bă, Paule! Suntem în iunie, nu în mai. Cine s-a născut pe iunie tura asta? Emily Ratajkowski. Deci... Mă, știți pe aia cu țânii mari? Cu țânii mari? Da? Emily Ratajkowski, model și actriță americană, o găsiți în Blurred Line, da? Brusc a devenit una dintre cele mai frumoase femei din lume. Până anul trecut nici nu știau oamenii că există. Da? Mie îmi place că... Bă, știu că sună nașpa și mai ales pe o emisiune de genul ăsta, după ce am vorbit de politică și am greșit data. Sânii au o importanță fantastică în viața oamenilor. Da? Sânii te propulsează, bre. N-ai nimic în cap. Se întâmplă câteodată. Să n-ai nimic în cap. Dar ai ceva în sutien. Alea, bre, te ridică. Uite la Marilyn Monroe. Alea te... Sau la toate pițipancele astea care apar pe la televiziune. Corect? Am un respect deosebit față de aceste chestii. Știu că par sexist, că par misogin, că sicești nu-mi pasă. Ăsta sunt așa de filez. Mai merge? Merge. Cum să nu merge? Tu știi că până acum am citit mai? De pe 7 mai? De deștept ce am fost? Așa. Vă spuneam că am un respect deosebit față de sânii. Mor! Ca tu, uite, toate tipele astea care apar prin toate tabloidele, prin ziarele masive și așa mai departe, care nu sunt în stare să se semneze. Trebuie să pună degetul pentru amprentă pe o ștampilă ca să aibă și ele ceva așa. Palea le reprezintă fizicul, bre. Mă uitam zilele trecute, două pagini întregi de ziar despre două tipe pe litoral care, fără să vreau, au făcut un show de toată frumusețea. Una din ele e nu știu cine și alta este nu știu cine. Și chiar mă întrebam, cine sunt? Aflu că una e nevasta cuiva important, iar cealaltă este amanta cuiva important. Și de ce mi le prezintă mie presa? Ca să-mi creeze copilului meu un model de ăsta idiot, la modul, bă, nu trebuie să învăț, nu trebuie să fac nimic, trebuie să fiu deștept, trebuie să am țâțe mari. Da? Și se supără nu știu cine dracu din Statele Unite că afișul de la X-Men Apocalypse e sexist. Știți, povestea e un scandal întreg pe net. Fox a trebuit să-și ceară scuze public pentru afișul de promovare a ultimului film din seria X-Men Apocalypse. Apare Apocalypse strângând-o de gât pe Mystic. Și scrie acolo, doar cei puternici vor supraviețui. Și s-au supărat femeile din Statele Unite. Că de ce apare așa? Păi, dacă era în România, apăreau ăștia mii de, păi, să o luăm la Capatos. Cine-i Mystic, dar iau și sunt nervate, să o luăm la Capatos. Pentru că ăștia suntem noi. Parcă devenim foarte ușor ofensați, nu? Perioada asta. Se întâmplă ceva cu noi. Se întâmplă cu siguranță. Prin
prins, era ziua lui, dacă nu dădea ortul popii, născut în 1958, și că în sfârșit, pe o lună întreagă, au ajuns ăștia la concluzia că a murit prins din cauza unei supradoze de nu știu opiacie. Din Martin este, iarăși serbează ziua de naștere astăzi, 1917, cântăreț și actor american, Tom Jones, 1940. Bă, ăștia s-au născut sau au murit? S-au născut. Bun. Bă, dar ce-am dat-o cu 7 mai, frate, nu-mi vine să cred. A murit astăzi, nu astăzi, pe 7 iunie, da, nu vă zic cine a murit, că... În fine. Este ziua mondială... Da, știu că m-am spart timpanul. Fii antena! Vă rugăm, eu vă rog pe toți românii din România să vă ridicați în picioare în momentul ăsta. Să puneți mâna la inimă și să vă urați în fața oglinzii la mulți ani. De ce? Este ziua mondială a salariului minim pe economie. Păi bre, serios? Și asta are o zi? Salariu minim pe economie. E ziua în care aveți voi să înjurați, mă. Ziceți, firea ți-a dracu, că am înțeles că asta e noua glumă în București, da? Firea ți-a dracu cu salariul vostru minim pe economie. Cuvântul minim ar trebui scos din dicționar. Minim. Băi, și când intri în pat cu careva și ăla este minim, n-ai voie să-i spui că e minim. Încerci și tu să-i, adică până și acolo încerci să-i ridici puțin moralul omului. Da? Cum să-i spui că e frate, ești minim. Da? Minim, mili, chestii genul ăsta. Ar trebui să nu se mai folosească. Cum Sfântul Mitică Blajinu să faci o zi mondială a salariului minim pe economie? E rușinos. E ziua în care te uiți în... Cum era gluma aia de pe Facebook, mă? Îți dai seama că ești pe salariul minim pe economie sau român sau sărac, deși toate astea îmbracă practic aceeași persoană, îți dai seama de chestia asta atunci când îți rămâne prea multă lună la sfârșitul salariului. De ce? Pentru că e minim pe economie. Au decis, v-am mai zis povestea, nu? Au decis ăștia de sus, șmecherii care sunt buibații, care coboară din BMW-uri, merțane și așa mai departe, că românul, tâlpașul, prostimea, da? Poate trăi cu 1000 de lei pe lună. Lejer. Au decis ei acolo de sus că, bă, frate, cât costă o pâine? Un leu. Da? Bă, atâta mănâncă omul ăsta. O pâine, deci un leu. Punem deoparte. Ce mai trebuie românului? 2 ouă. 3 ouă. Hai ca să nu fiu porc, da? Cât costă? Atât. Punem acolo, da? Și la final au zis, bă, dacă atâta mănâncă românul ăsta, că au decis ei că atâta vrei să mănânci. Dacă vrei să mănânci o pizza, n-au prins-o în calcul, îmi pare rău, da? Vrei să bei și tu 3 beri? Nu le-au prins ăștia în calcul. Trebuie să, da? Nu le bei. Au făcut ei calcul și le-a ieșit, bă, 1000 de lei. Atât. Păi, plus chirie, să te-a pus dracu să stai cu chirie, ești puritor de foame, practic. Adică ei n-au gândit foarte bine povestea asta cu coșul minim pe economie. Mai țineți minte? Și au ajuns la concluzia că un român poate trăi cu 1000 de lei. Dar nu oricare român. Voi români. Nu ei români, ei români de sus, ei nu pot trăi cu 1000 de lei. De ce? Că au, frate, cheltuieli mari. Ai idee câtă rată, ce rată, cât asigurare plătești la o mașină care îți mănâncă 8 găleți de benzină la 100 de kilometri? Păi impozitul pe o viloanță de 300 de metri pătrați, 400 de metri pătrați, pe piscină, pe casa la țară, pe vila la munte, 2 amante. Păi alea nu trebuie să le... Păi cum să-ți ajungă 1000 de lei? Nu! Ție îți ajung 1000 de lei, din care trebuie să le plătești lor toate cheltuielile pe care le-am zis mai devreme. Vilă, piscină, mașină, amanta 1, amanta 2, deplasările, rudele angajate la biroul parlamentar. Palea le plătești tot tu din 1000 de lei, dar, din fericire, la ce are ăsta țigănesc care se numește impozit. Luăm de la mai mulți câte o bucată și ajunge la unul singur mai mult. De-aia nu-mi plac politicienii, mă, că sunt niște mârlani, niște mârleți care cu asta se ocupă, să ia de la toți și să tragă spre cât mai puțini. Este ziua mondială a salariului minim pe economie. Mor! Știri de ultimă oră. Care știrile de ultimă oră?
Fraza pe care fiecare părinte ar trebui să o spună copiilor lui, scriu cei de la Mediafax. Unde ești, mă? Ia auzi, un psiholog din Australia... Râdeam împreună. Un psiholog din Australia specializat în cercetarea creierului, învățării și a rezistenței a scris un mesaj emoționant despre care ar trebui părinții, despre ce ar trebui părinții să răspundă copiilor lor pentru a le fortifica încrederea în sine. Scrisoarea începe cu: ești o legendă vie. Da, asta este fraza pe care că trebuie să le spui sau pe aproape copiilor ca să aibă încredere în ei. Ești o legendă vie. Asta trebuie să le spui. Nu, bă, bă, du dracu, țuica aia, tu-s gâtul, mă. Da, cum se face pe la noi. Astea nu-s fraze bune, că nu le generează copiilor încredere în ei. Da? Trebuie să le spui. Ești o legendă vie. Îi faci copilului o surpriză când vine de la școală, găsește în fața apartamentului o statuie de 8 metri înălțime cu el. Cu fulgere în mână, da, și cu un nimb, așa, sau cu coroană de lauri pe frunte, îmbrăcat în togă și cu legendele la vedere, că așa se purta. Ești o legendă vie, deci trebuie să-i spui copilului tău așa ceva. Nu îi spui, băi, fiule, vine încoace, să, brav, să ne mândru de tine, asta nu. Ești o legendă vie. Da? Legendele dăinuiesc peste veacuri. Dacă ești să analizezi, adică ești bătrân și încă viu, cum dracu faci? Zi-mi și mie care e secretul. Deci ești o legendă și încă trăiești. Ești o legendă vie. Această carte a fost scrisă de către psihologul, Andrew Fuller. El consideră că anumite fraze pot ajuta tinerii să-și dezvolte potențialul. Toți copiii au o capacitate mult mai mare și un geniu interior mai puternic decât putem să credem noi, spune Fuller. Hai să mai vedem niște mesaje. Ce ar putea? Să știi că eu te iubesc indiferent dacă câștigi sau pierzi. Bă, să știi că eu te iubesc oricum. Nu trebuie să fii într-o competiție. Adică, dacă aș avea un fiu, ăla abia ar fi o legendă vie. Că l-aș crește eu, săracul. Deci că e bine, dacă părinții și bunicii vor lucra împreună la acest lucru, puterea mesajului va fi mai mare. Adică toți trebuie să-i repete, vrea ăla să doarmă săracul, vine bunicul și îl trezește. Ești o legendă vie! Bre, lasă-mă să dorm, să fiu o legendă moartă dacă nu mă odihnesc. Adorme copilul puțin, vine bunicuța. Ești cel mai bun dintre cei mai buni. Bre, mă lăsați să dorm dracului. Vrea și ăla să mănânce puțin, duce cerealele la gură, când se le bagi în gură, vine tatăl și trage la peste spate. Bravo, mă! Ești o forță a naturii, ăla săracul cu cerealele în gât. Bre, vrei să mă omoriți, adică înțeleg că mulțumesc când mă face să-mi descoper potențialul, dar dacă mă omoriți înainte de vreme, nu mai rămân decât legendă, că vii nu prea pot. Stă și el săracul pe budă să screme acolo și hai că ești o legendă! Nu mă lași! What? Te iubesc, fiule, nu poți să mă iubești mai târziu, că acum și eu, da? Ești și ăla sărat cu fiul tău sau fiică ta cu un băiat în pat, na, fac și niște chestii, intră măsa peste ei. Ești o legendă, să mori tu! Acum te-ai găsit să-mi zici! Și mai nașpa dacă... Ești o legendă, fiule, și ăla stă deja pe spate. Știu. A? Ăla aș fi eu. Știu. Sunt o legendă. Cum să... Of, Doamne, mi se pare mie că se pune prea mult accent la un moment dat. Băi, sunt curios dacă dacii... Hai, dacofilii, unde sunt să mă bage în seamă? Dacă dacii făceau chestia asta cu copiii lor. Da, numai că le demonstrau că sunt legende, că îi aruncau în suliți. Frate, ești o legendă vie. Nu, stai puțin, corectează. Mort. Da? Ia pe ăla la aruncă. În niște suliți. Băi, erai o legendă vie. Acum, ești doar o legendă. Să-i transmiți lui Zamolxe. Se pune foarte mare. Eu am avut o copilărie completă. Da? Apropo de chestia asta. Și deși părinții mei
au făcut tot posibilul să nu mă simt prost sau handicapat, da? Au făcut tot posibilul să nu mă simt așa, dimpotrivă, mi-au susținut moralul, mi-au dat totuși și libertatea să-mi sparg capul. Să-mi rup o mână, să-mi julesc genunchii, să fiu mușcat de câini, de fete, că nu o să vă vină să credeți, dar s-a întâmplat și treaba asta, să mă muște chiar de picior. Nu la modul plăcut. Femeile sunt nebune. În fine, trec peste. M-au lăsat părinții totuși să fac de cap. Și am ajuns acest fantastic om care e legenda vie pe care aveți în față. Da? Dacă îl ții pe copil, eu n-am înțeles chestia asta. Măi, e bine să-l susții. E bine să-i recunoști nu avantaje, cum dracu să zic, realizările. E bine să, bravo, mă, ai făcut o treabă bună. Șefii ar trebui să facă și ei treaba asta din când în când, pentru că angajații să dea randament. Un câine în sufletul meu, dacă ți-aduce ziarul un bot, îi dai o bucățică de zahăr. Sau îl mângâi pe bravo, băi, băiete, bună treabă ai făcut că mi-ai adus ziarul. Corect? Chip, răsplată și pedeapsă, nu? Dar să-l ții pe copil numai cu chestia asta, ești o legendă vie, taci mă frate, lasă-mă, se uită și la săracul la un film la cinema, ești o legendă, mă lași, deja sunteți obsedați. Cum să-l... Lasă copilul să-și facă de cap, lasă-l să cadă în... Da, lasă-l să-și rupă mâna. El o să învețe singur, că de-aia e animal. Trebuie să găsească să învețe ceva. În fine, părinții trebuie să pregătească copiii și pentru eșec, să învețe din greșelile lor și să nu se îndepărteze de la provocare, mai spune Fuller. Fuller ăsta probabil că n-a avut el cine știe ce probleme cu proprii lui părinți. Și de aici vine și chestia asta. N-a avut el cu cine să vorbească și atunci dă sfaturi la alții. Mie îmi plac ăștia. Încă una și mai tare vine, mai știu de în ce dracu scrie chestia asta, descoperă de la descoperă.ro, știința atinge un nou nivel, vă dați seama, hai ca să lămurim o chestie, în lume sunt țări în care oamenii sunt muritori de foame. Nu crește nimic în țările respective. Țări în care crește, foarte bine, fain, frumos, dar oamenii mor de foame pentru că e o criză generată mai mult sau mai puțin, vorbesc de Venezuela. Sunt țări în care oamenii nu mai vor să plece de la putere și stau acolo și își transferă puterea de la unul la altul de bubuie, gen Coreea de Nord. Pentru toate astea, vă spun eu o chestie să vă dau pe spate, savanții i-au învățat pe roboți să simtă durerea. Da? Mă înțeleg dacă ar simți durerea în locul meu. Într-un mod bizar să reușească cumva minunații ăștia de oameni de știință, savanți, care cheltuie milioane, zeci de milioane de dolari pe niște chestii de astea, să transfere durerea mea de măsele unui robot. Bă, ăla-i robot, dă-n-o măsa, cu ei pasă, da? Dar nu, îi învață și pe ăia să simtă durerea. Și atunci ce zici? O să ne uităm la altul să plângem. Nu o să-mi curgă lacrimi de alea lichide și la ei o să audă clink, clank, clank, să cadă șuruburi probabil din ochi. Corect? Care-i scopul? Vă rog, lămuriți-mă. Să înveți un robot să simte. Deci dacă îi dai un șut în... Da? El ce să facă? Johannes Kühn de la Universitatea Leibniz din Hanovra și colegul său, încă unul cu un nume dubios, sunt în curs de dezvoltarea unui sistem pe care îl numesc sistem nervos artificial robotic, ce le va permite roboților să simtă durerea. Cercetătorii din spatele acestei idei consideră că sensibilitatea roboților la durere îi ajută la dezvoltare și anume să fie mai precauți în raport cu ei și în raport cu oamenii alături de care lucrează. Pentru că nu-i așa, durerea este un sistem care ne protejează, spune un membru al echipei. Când ne depărtăm de o sursă de durere, acest lucru ne ajută să nu ne rănim, mai spune domnia sa. Vă imaginați un toaster, prăjitor de pâine în limba română, care să simtă durerea? Vă dau un scenariu. Se trezesc ei doi dimineață, el și cu ea, umani. Mic dejun. Bași două felii în prăjitor, apeși pe butonul ăla, zice: bă, dar vreau niște pâine prăjită. Tu ești tâmpită, femeie, dacă mă ard, mă doare, au, nu, vrei pâine prăjită, prăjești-o singură. Dar e meseria ta, Vasile, să prăjești pâine. Adică eu bag felii în tine, dau drumul, tu te încălzești, fierbând și îmi prăjești pâinea. Da, da, mă fierbând și pe urmă ustură că mă doare și au, nu. Ok,
E un robot de bucătărie, într-un fel anume. Da? Uscător de păr. Ieși și tu din duș, te pieptăni, în fine, vezi, dai cu uscătură de păr. Nimic. Păi ce faci? Nu dai? Nu dau, frate. De ce? Aer fierbinte. Mă doare. Luați un picamăr. Care și el un fel de robot. Da? Dacă ar învăța ăla să simtă durerea. Hai, frate, nu dăm niște găuri, să dea bata găuri, dă tu cu capul în cement până nu o să mai poți. Poftiți, vă rog, dar e treaba ta, adică, tu cum o să te ocupi? Roboții vor învăța să simtă durerea ca să poată interacționa mai bine cu cei cu care lucrează. Ghidându-ne după această idee, spun ei, oamenii ăia sunt în curs de dezvoltare a unui sistem pe care îl numesc, cum am mai spus, sistem nervos artificial robotic. Pentru ca sistemul să funcționeze, ar trebui să fie capabil să identifice surse senzoriale de durere, gen flacără sau un cuțit, de exemplu, și să-și dea seama ce trebuie să facă cu privire la această sursă. Cei doi au testat unele idei folosind un braț robotic cu un senzor de deget care poate detecta presiunea sau temperatura. A, există și o chestie pentru oameni. Păstrarea condițiilor de siguranță pentru oameni este la fel de importantă. Adică ei practic vor să testeze anumite medii cu roboții ăștia ca să spună dacă sunt viabile pentru viața umană. Sau pentru, da? A, are noi, mă, în cazul ăsta. Da, frate, și îl înveți pe un robot să simtă durerea, că exact asta era ultima noastră problemă. Încă o chestiuță care m-a amuzat astăzi, vă zic de pe acum, știruțile sunt foarte slabe și comentariile vor fi clar și mai slabe, pentru că s-a terminat campania și se vorbește foarte mult de furat și așa mai departe și nu vreau să mă bag, da? Aflați că Minecraft a devenit al doilea cel mai bine vândut joc video din istorie. Știți Minecraft-ul? Nu știți Minecraft-ul? Urmăriți-l pe nepotul meu, pe YouTube. Bă, l-a jucat Minecraft de-a zăpăcit. Da? Nu știți pe nepotul meu? Bre, zi-mi pe Facebook cum te cheamă pe YouTube, că ți-ai schimbat de 100 de ori. Dex, Dex Online, Dex, da? Neo Genesis. Căutați pe YouTube că îl găsiți cu siguranță. Are o multitudine de filmulețe. Ați sesizat că am folosit live-ul pe Facebook ca să-i zic lor la să-l trimită pe chat. El doarme la ora asta, nu are treabă, dacă ai idee. El a jucat și cu siguranță o grămadă din ăștia mai micuți, 18-19 ani, față de mine micuți, au jucat Minecraft. Minecraft-ul ăsta e o chestie atât de... Eu, punctul meu de vedere, da? Adică, scuze-mă frate, bag 80 de milioane sau 70 sau 50 de milioane într-un calculator. Bă, o placă grafică superbă, niște rami să fie acolo, dar ce mai trebuie? O placă de bază sănătoasă, sunet, surround, de ce, spațial, universal, da? Ca să ce? Să joc Minecraft? Mă lași? Minecraft e o cubulețe, bre! De pătrat, cuburi, uite-și, un om făcut din cuburi cu unelte făcute din cuburi care merge într-o lume făcută din cuburi. Am înțeles, ideea în sine, trebuie să supraviețuiești acolo. Foarte tare, foarte fain, frumos. Cine joacă jocul ăsta are multă răbdare din punctul meu de vedere, da? Dar eu personal, eu când mă uit, vreau, frate, să am și grafică. De-aia joc un Star Wars, The Old Republic. De-aia joc un DC Universe Online. De-aia joc și eu niște chestii să văd grafică. Și nu, nici n-am zis de jocurile alea bune, cu grafică sănătoasă, care ți-o moare calculatorul. De aceea oamenii bagă bani într-un calculator super performant, ca să fie. Și ți-l iei pe ăla ca să joci ce? Minecraft! Sau și mai rău, solitaire! Deci nu, nu se face. Minecraft însă, prin simplitatea lui, la fel ca și... cum se chema? Counter-Strike-ul. Foarte, foarte populare. Acest joc Minecraft, dezvoltat în 2009, achiziționat ulterior de Microsoft, a devenit al doilea cel mai bine vândut joc din istorie, cu 107 milioane de copii vândute, dintre care 4 unor oameni care lucrează în Antarctica. În acest moment sunt vândute 53.000 de copii în fiecare zi. Tetris rămâne totuși cel mai bine vândut joc din istorie. Tetris! Tetris. Cu estimări cu vânzări estimate de 500 de milioane de copii. Pe locul 3, nu o să vă vine să credeți, fain frumos, tot înainte, Grand Theft Auto 5 cu 65 de milioane de copii vândute.
Jocul fenomen Minecraft a fost creat de suedezul Marcus Notch Persson, care apoi l-a vândut către Microsoft pentru 2,5 miliarde de dolari în 2014. 2,5 miliarde pentru Minecraft. Uite-mă că știți scandalul ăla dintre Johnny Depp și Amber Heard? Una mână că Johnny Depp e în România în perioada asta, da? El a plecat într-un concert și îl doare la bascăre, ce zice nevastă sa, Amber Heard. Și că actrița, știți că se vorbea despre el că a abuzat-o, că a bătut-o, că zice că n-a bătut-o până la urmă, da? A încercat să o strângă de gât. Actrița nu avea semne de violență pentru că el ar fi încercat de fapt să o sufoce. Asta vreau să vă zic atât. Râdea cineva și spunea, cum bă s-o strângă ăsta de gât? Hai să ne gândim, ea este model, da? Iar el are 1,60 m. Cum Dumnezeu s-o strângă? S-a urcat pe scaunel? Iubi, numai o secundă, trop, trop. Ia-mă în brațe, pui sfăr. L-a ridicat ea, hai să te țin eu, tu strânge-mă de gât, da? Mai tare, mai tare, strânge-mă de gât. What? What? Strânge-mă de gât, strânge-mă de gât. Cei doi ofițeri de poliție care au interogat-o pe Amber Heard în noaptea în care actrița ar fi fost atacată de Johnny Depp au declarat pentru superiorii din LAPD că în momentul în care au primit apelul la 911, femeia nu a bănuit că femeia care s-a prezentat cu numele de familie Heard ar fi avut o legătură cu Johnny Depp. Ofițerii habar n-aveau cine ea și nu și-au dat seama că este vorba de nevasta lui Johnny Depp. Da, ea a depus actele pentru divorț la doar 15 luni de căsnicie. Ce-mi plac căsniciile astea așa lungi. 15 luni de căsnicie. A obținut un ordin de restricție sub acuzația de violență domestică împotriva lui Johnny Depp după ce a declarat că soțul ei a abuzat-o fizic cu 2 zile înainte ca ea să ia decizia de a se despărți de el. Într-un incident în care Johnny Depp i-ar fi aruncat un iPhone în față. Un iPhone! Cum să arunci cu iPhone-ul? Bă, ăștia în Statele Unite n-au coase? N-au furcă? N-au topor? Cum să arunci cu iPhone-ul? iPhone-ul costă! Nu mă întrebați de ce, dar costă! E scump, habar n-am de ce. Că după ce îți dă un măr, are ca logo un măr, e și mușcat. Nici măcar ăla nu-i întreg. iPhone-ul costă. În continuare, nu știu de ce. Dar să-l arunci. Ai fi tu Johnny Depp, frate, că știi o gârlă de bani. Ești Jack Sparrow. Capitanul Jack Sparrow, da? Dar totuși un iPhone e un iPhone. Nu e o scobitoare. Vrei, mai am mult? Mă doare gâtul. Cât mai am? 20? Jesus, nu cred că apuc să fac finalul, mai am 3 știri. Dar ți-am scris? Mi-ai scris? Unde mi-ai scris? Unde e mit? Peste tot e mit. Și pe Facebook. Și pe Facebook. Am spus cum mai. Da, habar n-am unde mi-ai scris, că nu mi-a apărut nimic. Nick Jordan, băi, îmi plac perdanții. Îmi plac perdanții mai mult decât învingătorii. Învingătorii, după ce ies dintr-o competiție, se bucură 10 minute și după aia se culcă. De ce? Că au... rămas fără energie, au folosit-o pe toată ca să câștige. Perdanții, pe de altă parte, ăia nu știu cum dracu fac, dar rămân cu niște energie. După ce se încheie competiția, ei mai iau de zis. Gen ca ta. Ha? Gen ca ta. Ce, nici acum n-a terminat? Deci sunt unii care vorbesc de în continuare. Lăsăm la o parte, da, genul. Sunt unii oameni care, uite, Nic Jordan, n-am nimic cu omul ăsta, nu-l cunosc, omul a pierdut. Cum ai zis cum cheamă? Clotilde Armand? Și aia a pierdut. Îmi pare foarte rău pentru ea, pentru că nu o cunosc, nu votez în București, n-am idee despre ce e vorba în campania ei, dar e enervantă situația că seara ești convinsă că ai câștigat, convinsă, toate exit poll-urile te arată câștigătoare, te trezești dimineață, frate, și de fapt ai pierdut. De-aia nu trebuia să culce. Mă gândesc și eu că, bă, frate, nu trebuia să te culci, îmi pare rău. Nu, vă spun, nu sunt din București, practic n-am cunoscut nici măcar toți candidații din Roman, așa de mult mai interesat, da? De la București cu atât mai puțin. Și dacă spun că îmi pare rău pentru ea, îmi pare rău pentru că, într-adevăr, trebuie să fie un efect psihologic, trebuie să fie urât, tare. Să te culci învingătoare și să te trezești învinsă. Ei, Nic Jordan, el încă mai are energie. În secțiile unde n-am avut observatori, PSD-ul a câștigat. Bă, se face nu știu cum, naiba, dar apar de fiecare dată măgărioare de genul ăsta.
Noi nu să avem nici măcar cu sistemul ăsta electronic pus în funcție de verificare a CNP-ului și mai departe. Ce ar ca să avem și noi niște alegeri, să n-ai ce vorbi despre ele. Înțelegeți ce zic? Nu există posibilitatea Dumnezeu să vină în România și tot cineva ar face niște măgării? Deci să vină personal Dumnezeu tot puternic și omniprezent în fiecare secție de votare să fie acolo și să-i ardă cu focul nestins pe aia care fac măgării? Bă, românul ar găsi o variantă oricum. De ce? Că poate. Nu mă întrebați cum. Românii reușesc de fiecare dată. Ci că în secțiile în care au avut observatori ăștia de la USB, USB, da, Uniunea Salvați București, unde au avut ei observatori, doamna Armand a câștigat. A câștigat, adică a ieșit cu niște voturi în plus. Unde n-au avut observatori, au câștigat PSD-știi cu voturi, frate. 1700 ceva de voturi, parcă. Eu nu știu exact ce înseamnă chestia asta, deși mi se pare foarte dubios, pentru că, serios, dacă ar fi avut câte un observator în toate, ar fi câștigat, adică, practic asta este o acuză de blat, nu? De măgărie, de zim, cum se cheamă. Și că n-am avut delegați în 36 de secții, spune Nicușor Dan. În aceste 36 de secții, PSD a câștigat cu 1755 de voturi. O medie de 46 de voturi pe secție în defavoarea noastră. În continuare voi spune, Dumnezeu dacă ar coborâ pe pământ și ar fi observator în fiecare secție de votare din fiecare comună, oraș, sat, municipiu din România. Deci în fiecare, că nu e omniprezent, el poate să fie peste tot. Da? Și să facă cumva ăla care face o măgărioară, votează de două ori, pune mai multe ștampile, încearcă să îl cumpere, să vândă vot sau, da, din astea, și să-l ardă pe ăla instantaneu, românii ar găsi o variantă să-l șunteze inclusiv pe ăsta. Pentru că suntem foarte inventivi. Suntem. Și folosesc pluralul. Suntem foarte inventivi. Dar nu la bine. Nu știu cum dracu să face, bă, românii nu se gândesc. Inventatorii ăia care vin cu niște chestii noi, nouțe, ăia nu-s băgați în seamă de nimeni. Da? În urmă cu vreo 7 ani, 8 ani, văzusem pe undeva prezentat un cărucior de bagaje care practic se mișcă singur folosind forța gravitațională și greutatea bagajelor. Tu trebuie doar să-l susții. El se duce în direcția pe care o dorești tu, susținându-l cu două degete. E o chestie. Mi-a plăcut, în dragi. Nici un aeroport, nici o stație de tren din România nu l-a băgat pe omul ăla în seamă. Mergi în continuare cu bagaje, cu căruțuri din alea, din pingi la ele, dar ai nevoie de tauri ca să le miști din loc. Da? Și ăștia zic că nu-ți băgați în seamă. Românii sunt foarte inventivi și sunt băgați în seamă de toată presa europeană atunci când inventează chestii, dar pe negativ. În perioada când eram încă în Italia, prima mea tură în Italia, apăruse acolo un material cu niște români, mai exact un român și un complice italian, care extrageau bancnote din bancomate folosind un sistem de, cum se cheamă? Zi, succiune, nu știu cum dracu. Dar în fine, nu mă întrebați că nu știu foarte multe detalii, n-am priceput cum se poate, eu știam că ATM-urile astea, bancomatele, au un sistem care nu permit să tragi cu sub presiune prin aer bani din ele. Dar ei au reușit, cumva, folosind un aspirator, o chestie sub formă de fantă pe care o bagi în fanta aia, ăla trage și scoate bani din bancomat. Nu mă întrebați detalii pentru că nu știu. Bă, o invenție oricum fantastică. Chestia aia putea folosită la orice, inclusiv în medicină, la subțiune atunci când ai nevoie să tragi sângele din operație, da? Deci omul ăla n-a fost un om prost. Chestiuța pe care a gândit-o el putea să aibă o varietate de moduri de folosire. El a folosit-o, l-a scos bani din bancomat. Românii sunt super inventivi. Românii, dar nu în direcția bună. Da? Nu, de când primul om și-a dat seama că scărpinând cu un cuțitaș cablurile electrice poți să-ți iei curent acasă,
Brusc românii au devenit și electricieni, toți, toți fac chestia asta. Se uite la noi, în cartierul, cum se cheamă, la strada fabricii. Acum vreo 2 ani, de Paște, parcă s-a supărat preotul pe oamenii de acolo, din strada fabricii, zic bine, din cartier, din zimă, de la grajdor de acolo, da, din satul olimpic, că furau curent electric din capela, pe care evident, unde există 5 oameni, trebuie să existe o capelă, un preot și o casă parohială. Furau curent electric din capela respectivă. Și atunci râdeam și am zis, dar nu e venit de luați lumină, oamenii s-au ținut de vorba asta, adică, da, au luat lumină. N-au înțeles exact cum, așa că au zis, bă, are ăsta niște fire, dar luăm curent de acolo, luăm lumină. Românii sunt foarte inventivi. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce legi s-ar da, indiferent de modul în care s-ar, ca să mă întorc la alegeri, s-ar verifica și s-ar ține sub observație alegerile, românii vor găsi o variantă să le șunteze. Mă, ce-au trecut, frate? Băi, lasă-mă. 5 motive pentru a mânca struguri de la gândul. De la neamțul unul singur. Îs buni. E un motiv? Strugurii au fantastica proprietate de a fi și solizi și lichizi. Că se cheamă vin, adică înțelegi? Da? Da, ok. Sunt bun la gust ca boabe, bre, dar poți să-i și bei după ce se transformă în viruț. Hei, chiar-i mațele, mi-e foame. Vorbesc de struguri. 5 motive de la gândul ca să mâncați struguri. Au proprietăți purificatoare. Protejează inima și reglează funcțiile ficatului. V-am mai zis eu de titluri de astea de genul mâncați piper că face bine la nu știu ce, da? Eu mor când văd titluri de genul ăsta. De parcă noi n-am ști, mă, că e bine să mănânci struguri. Nu neapărat că știți, îți reglează funcțiile ficatului. Nu, bre, îți buni. Îți buni, îți dulci, sunt ok. Îți iei un castron de struguri, pui picioarele pe birou, dai drumul la film și mănânci, bagi în tine ca porcul. După aia scoți din tine ca porcul, pentru că n-a vorbim de struguri. Ți-am zis ce am făcut toată? Într-o zi întreagă cu struguri, bere și lapte, că eu nu pot să mă abțin? Nu încercați. Sfatul meu prietenesc pe TV, da? Pe Facebook, nu încercați combinația asta, e mortală. Mortală. S-a deschis muzeul, păi da, stai bine ca să mă oprești. Și tu pleci acum, hai că am ajuns la ultima. Și cu asta opresc. A, da, 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 am înțeles. Și atunci mă opresc eu singur aici? Multilateral dezvoltat. S-a deschis muzeul și cu asta opresc. Hai, că m-am 2 minute. S-a deschis muzeul relațiilor distruse. A, știați că există și așa ceva? Ce obiecte pot fi văzute în bizara atracție turistică? Uitați de sculpturi, picturi și alte obiecte clasice de artă. Contra sumei de $18, cei interesați pot vedea în muzeul relațiilor distruse cele mai ciudate obiecte. De la rochii de mireasă sau scrisuri de dragoste, la fierul de călcat folosit la aranjarea hainelor sau pe care l-ai aruncat în capul partenerului, un manual de transplant adus de către o femeie al cărei partener a suferit dublu transplant pulmonar. Ce am aici? Că e în Zagreb. În Zagreb e ăsta. Dar ce mai poți să găsești acolo? Muzeul relațiilor distruse la români ar însemna o furcă, un topor, da, ușor ciuntit pentru că, na, și craniul e destul de tare, e rezistent, o bâtă, 2 bețe, cu ce se mai iubesc oamenii când se ceartă? Păi, sunt fier de călcat, te să arunci cu ceva după ăla, telecomand, la Vaslui, da, tot județul Vaslui ar fi în muzeul relațiilor distruse și, evident, nelipsita sticlă de că nu există relație distrusă fără bunul nostru prieten, Țuicu. Cum te numești? Marius Țuicu. Pregătește că ies. Fac formula de încheiere. Dragilor și dragilor, hai că am bătut câmpii, am greșit și data, am plecat pe 7 mai, eu, mulți înainte și vouă. La mulți ani celor care își serbează astăzi ziua de naștere, dacă aveți așa ceva. Astăzi este, încă o dată vă aduc aminte, sfânta zi a salariului minim pe economie, pe care îl avem cu toții în buzunar. Rămâne să ne vedem data viitoare, sper, la 24 de titluri mâine, care este. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!